Dintre cei 1000 de pasionați ai sportului din România și Republica Moldova care au participat la semimaratonul din București, a alergat și Alexandra Kirilov. A ajuns în țara noastră zilele trecute după ce a fugit de bombardamentele din Ucraina. E împăcată cu gândul că o vreme nu se va putea întoarce în Odessa, oraș pe care îl iubește atât de mult. Я пока здесь остаюсь, пока останусь, а дальше покажут время. Просто вот из-за войны я вот так совпало, что вот я здесь. Я хочу, чтобы быстрее война закончилась, чтобы это все прекратилось как можно быстрее, потому что очень много людей погибло, города разрушены. Я не понимаю, зачем вот Россия, для чего она просто уничтожается, зачем. Я хочу, чтобы быстрее война закончилась, все, вот мой посыл. Pasionați ai sportului, dar și avocați sau judecători au alergat pentru a aduna fonduri pentru copiii și adulții care se confruntă cu boli grave, ori sunt instituționalizați. Sportul este o ramură în care toată lumea vine și își arată calitățile și ceea ce se poate. Este un sport curat, un sport care îndeamnă pe toată lumea la liniște și la pace. Se vede descătușarea concurenților. Este o bucurie mare. Lumea e dornică de, poate nu neapărat de mișcare, cât de socializare și se simte bucuria revederii. E o competiție specială. Mă gândesc că toți acești magistrați vor fi mai eficienți după ce își vor îmbunătăți condiția fizică prin alergări în centrul capitalei, vor fi mai eficienți în sălile de judecată, vor alerga mai bine după infractori. Legal Half Marathon se află la prima ediție, iar traseul este omologat și înscris în calendarul Federației Române de Atletism.